Ninsorile din decembrie au scos la iveală o situație catastrofală. Primăriile din satele Moldovei nu au în proprietate nici măcar un utilaj de dezăpezire. În plus, nici bani pentru procurarea acestora nu sunt. Primarii din toate regiunile țării spun că au fost nevoiți să se descurce singuri cu nămeții de pe drumuri și de mult nu mai așteaptă banii de la stat. Spun că noi bani planificați pentru așa lucruri nu le avem deloc. Pur și simplu, în situație ne descurcăm cum putem. Ori cu agenții economice îi rugăm, ori cu persoane particulare și procurăm ceva motorină și îi rugăm careva dispozitive, fie cu lopeți, fie cu alte dispozitive, să ne facă drumurile. În situații excepționale, cum au fost ninsorile recente, toate utilajele din dotarea întreprinderilor de întreținere a drumurilor sunt antrenate în deblocarea căilor de acces naționale. Drumurile locale au fost de mult uitate. Șoferii achită anual impozitul rutier, dar banii nu ajung în primării. De vină este legea, spun autoritățile. Cum e ambiguități ca în legile noastre, adică taxa pentru folosirea drumurilor plătită de posesorii de autovehicule se duce la bugetul de stat, de unde se repartizează 50% în fondul rutier la ministerul nostru și 50% la consiliile raionale, nu la primărie. În bugetul de stat al Republicii Moldova pentru anul 2010 au fost prevăzute peste 1 miliard 100 de milioane de lei pentru domeniul transportului. Autoritățile nu au decis încă ce sumă va fi utilizată pentru procurarea utilajelor de dezăpezire a drumurilor.